Mesajul de astăzi e un mesaj foarte simplu și fain. Lumina descoperă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegem că există o lumină specială din Dumnezeu pe care noi putem să o folosim, la care noi avem acces, lumina aceasta a Duhului Sfânt. Efeseni capitolul 5 cu versetul 10 spune: cercetând ce este plăcut Domnului. Hai să spunem împreună: cercetând ce este plăcut Domnului. Încă o dată: cercetând ce este plăcut Domnului. Te uiți în viața ta și spui: bă, dar e ok, bă, dar e lucrurile care eu le fac, cred că n-are nimic Dumnezeu împotrivă, nu? Mai întâlnesc așa unii, mai ales din familie, care vin și zice: bă, dar e păcat, bă, dar zi tu, pastor, e rău, e greșit că facem lucrul ăsta? Sau, bă, poate fi un lucru bun. În fiecare zi facem alegeri, așa-i? În fiecare zi alegem între tot felul de lucruri, lucruri bune și lucruri rele. E ușor cu lucrurile rele, că lucrurile rele sunt lucruri rele. Lucrurile bune sunt lucruri bune. Dar atenție, sunt și lucruri bune care sunt rele. Wow! Cum adică? Sunt lucruri bune care sunt rele. Citeam o carte lunile trecute de John Bevere scrisă: e bine sau dumnezeiesc? Good or God, în engleză sună mai bine. Good or God. E bine sau e ceva bine din punct de vedere al lui Dumnezeu? Pentru că este și opțiunea asta, poate cu steluță mai jos acolo lângă liniile alea bine structurate, e opțiunea asta. Bine poate fi rău. Este un cuvânt în Biblie, nu știu exact acum unde e, dar poate îl găsesc și vi-l trimit pe mesaj. Ai grijă prin binele pe care vrei să-l faci, să nu faci rău. Tată, eu am vrut bine și acțiunea pe care eu am demarat-o și am făcut-o a fost o acțiune să fie pentru binecuvântare, pentru bine. Și-a ajuns rău. Și-a ajuns rău. Rezultatul a fost poate moarte, rezultatul poate a fost boală, rezultatul poate a fost ceartă, poate a fost despărțire. În lumina lui Dumnezeu vedem lucrurile diferit față de ceea ce vedem în mod normal. Repet lucrul ăsta pentru că despre asta e tot mesajul meu de astăzi. În lumina lui Dumnezeu vedem lucrurile diferit decât în ceea ce vedem normal sau față de ceea ce vedem normal în fiecare zi. În Isaia capitolul 5 cu versetul 20, pentru că nu toți oamenii, chiar în vremea aceasta, vedeți, încearcă să se zguduie adevărurile de bază. Adevărurile de bază sunt cele care sunt o temelie pentru societatea noastră, care spunem: asta este bine și asta este rău. Adică toată lumea știe: bă, dacă furi, e rău, da? Da, dar altul zice: bă, da, dacă furi cu niște condiții, nu e rău. Ai înțeles? Ok? Dacă omori pe cineva, e rău. Ia, mă, da, dacă l-ai omorât pe proprietatea ta sau în apărare, nu e rău. De fapt, te-ai salvat. Mă, dacă ai căutat binele tău, Dumnezeu să mă ierte, dar nu poți stai să ții tu cont de ăla, să-i faci lui bine și să rămâi tu rău. Înțelegeți, când umblăm la principiile acestea de temelie ale adevărului, situația e foarte sensibilă. Și ascultați ce spune Isaia în versetul acesta, care a fost scris pentru anul 2021, pentru guvernul României. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întunericul, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cel care spune: lasă-mă că-i bine, și de fapt e rău. Care spune: lasă-mă să trăiască și la să fie pace, să fie toată lumea cu drepturi egale, să fie toți la fel, să fie în regulă pentru toată lumea, lasă așa că-i bine, și de fapt nu-i bine, că e rău. Vai de cei care numesc răul bine și numesc binele rău, că nu-i bine. Mor oamenii dacă se duc la închinare, mor oamenii dacă se roagă, trebuie să închidem bisericile, trebuie să scoatem pe Dumnezeu afară din școli, pentru că nu-i bine, îi jignim pe anumiți copii dacă ei sunt învățați principiile lui Dumnezeu și Biblia. Nu-i bine. Și binele ăsta care e bine, e rău de fapt, că distruge. Vai de și ei, pentru că vor ajunge rău. Călăuziți de Duhul Sfânt, noi putem vedea lucrurile pe care Dumnezeu le numește bune și plăcute. Din păcate ne certăm de multe ori și ajungem la contradicții, și în timp ce veneam pe stradă astăzi, îmi repetam mesajul și mă rugam. Și a zis: Doamne, dă-mi înțelepciune să nu mă mai cert. Că mi-a zis cineva o glumă tare bună și
am învățat din gluma asta și am zis, Doamne, învață-mă să nu mă mai contrazic cu nimeni. O zis unul, bă, zice, eu am ajuns la concluzia, îmbătrânit, și o zis, am ajuns la concluzia că n-are rost să mă mai cert cu nimeni și să mă mai contrazic cu nimeni, zice, pentru nimic în lumea asta. Și ăla zice, no, nu e adevărat, nu e așa cum zice, zice, așa e. Călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, putem vedea lucrurile pe care Dumnezeu le numește bune și plăcute înaintea Lui. Și atenție, sunt multe lucruri care par bune și chiar plăcute în ochii noștri, dar nu și în ochii lui Dumnezeu. Noi zicem, lasă că e bine, dar Dumnezeu spune, nu e bine. Noi zicem, lasă că trece, lasă, treacă, meargă, e ok, că așa e viața, că așa e circumstanțele și așa a fost vremea și lasă că Dumnezeu te îngăduie, te iubește și Dumnezeu spune, nu. Nu-i bine, nu-i bine. Multe lucruri care nouă sunt plăcute ochilor noștri și sunt bune și Dumnezeu spune, nu sunt bune. Biblia spune și primul cuvânt cu care începe versetul 10 astăzi spune, cercetați, cercetați, cercetați lucrurile din viața voastră, cercetați lucrurile în care vă investiți timpul vostru, cercetați lucrurile pe care le acceptați și le luați de bune sau de bine. Cercetați lucrurile pe care dați bani, cercetați lucrurile care vă consumă timpul, cercetați lucrurile care vă consumă viața, pentru că ele pot să vă ducă spre ceva bun sau spre ceva rău. 1 Tesaloniceni 5:21 spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Sau păstrați și faceți ceea ce este bine. Cercetați toate lucrurile, du-te, uită-te. Poate unele lucruri e bine să te uiți, poate unele nu e bine să te uiți. Sau uneori să mergi într-un loc e bine, în alteori nu e bine să mergi acolo. Dar Biblia spune, cercetați lucrurile. Nu închide ușa sau știu eu, nu fi cu obloane. Cercetează, citește, urmărește, vezi. Dar ia ceea ce este bine. Ceea ce îți aduce sănătate, ceea ce te protejează, ceea ce îți aduce binecuvântare și fericire. Cercetați toate lucrurile. Trei lucruri despre care o să vorbesc astăzi. Primul lucru, lumina Duhului face diferența. Dragii mei, vreau să înțelegem astăzi aici un lucru. Există o lumină a Duhului care atunci când îți luminează mintea te face să vezi diferit. Există o lumină spirituală a Duhului Sfânt care atunci când vine peste mintea ta tu vezi altfel lucrurile. Și vreau să vorbesc despre lumina aceasta foarte, foarte puternică. Prin lumina pe care o dă Duhul Sfânt, noi putem să vedem clar lucrurile bune și voia lui Dumnezeu. Putem face distinție între ceea ce este plăcut și ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai tari exemple care îmi plac în Biblie, împăratul Belșațar. Împăratul Belșațar era un împărat tânăr, 30 și ceva de ani. Și a avut un vis foarte tulburător visul acesta și a chemat pe toți înțelepții și pe toți sfetnicii lui și pe toți consilierii lui și a spus, ce-am visat, tălmăciți în visul, spuneți-mi visul. Și nu a fost nimeni prin educație, prin poziție, prin experiență, prin maturitate, nu a fost nimeni să poată spune ceea ce cerea împăratul. Și mama împăratului, împărăteasa mamă, a venit la Belșațar și i-a spus un lucru foarte tare și ascultați voi ce cuvinte i-a spus, zice în Daniel capitolul 5, versetul 11, împărate Belșațar, zice, există în împărăția ta un om care are în el Duhul Sfinților Dumnezei și despre care în zilele tatălui tău s-a descoperit că are lumină, agerime și o înțelepciune ca înțelepciunea Dumnezeilor. A venit femeia asta și a spus, împărate, este unul, ăsta are o lumină specială, ăsta are fază lungă, ăsta vede altceva, zice, ăștia ăla, zice, nu văd ce vede omul ăla, ăla, zice, percepe lucrurile, le judecă altfel, le dă o interpretare diferită, ăla are în el un duh care îi dă o lumină diferită, are în el un duh de Dumnezeu, ceva special, care îl face să gândească diferit și să vadă diferit. Dragii mei, despre asta vă vorbesc în dimineața asta. Există un Duh care aduce lumină, un Duh de la Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care aduce o lumină diferită de ceea ce noi putem să gândim vreodată cu mintea noastră omenească. Și eu mers la el, împăratul Belșațar, și a zis, Daniel, am auzit că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că s-a găsit în tine lumină, agerime și înțelepciune deosebită.
Acum, ceea ce a avut Daniel atunci a fost ceva extraordinar. Dar Noul Testament spune că și noi avem. Și ascultați ce frumos spune în Evrei 10:32. Amintiți-vă însă de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, când Duhul Sfânt te-a cercetat, El a adus lumină în viața ta. Și zice, ați fost luminați. Mai mult, în Efeseni, capitolul 1:18, spune, de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării lui Dumnezeu în Hristos Iisus, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Ceva, zice, s-a întâmplat când a venit Duhul Sfânt, Dumnezeu te-a luminat în mintea ta și n-ai mai putut să fii la fel niciodată. Dumnezeu ne cheamă să avem această lumină, spune Dumnezeu, prin lumina aceasta vei vedea clar lucrurile în anul 2021. 1 Corinteni, capitolul 2:9, și mai citesc un text pentru că vreau să insist. Uneori mergem și ignorăm complet lumina asta a Duhului și vocea Duhului și spui, bă, dacă ești băiat deștept, poți să fii băiat deștept 1000 de ani, că dacă n-ai lumina Duhului care să-ți dea înțelepciune, nu știi nimic, trăiești în întuneric. Și ascultați ce frumos explică Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9. Spune, așa cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, n-ai cum să vezi. Zice, urechea nu le-a auzit, nu ai cum să auzi. Iar la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul lui Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile care ne-au fost dăruite de Dumnezeu și vorbim despre ele, nu prin cuvinte învățate, cu școală și facultate. Nu cu ajutorul înțelepciunii omenești, ci prin cuvinte învățate cu ajutorul Duhului, explicând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că ele sunt judecate duhovnicește. Nu ai cum să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu, decât printr-o gândire luminată de Duhul Sfânt. Amin, amin, amin. Oricât de înțelept ai fi, spune Dumnezeu, râde de înțelepciunea lumii, pentru că ceea ce este omenesc este doar în lumina aceasta a pământului. Dragii mei, pentru a putea avea o viață plină de puterea lui Dumnezeu, pentru a trăi cu Dumnezeu, avem nevoie de lumina aceasta a Duhului în noi, pentru ca să putem să deosebim ceea ce este bine de ceea ce este rău, pentru a putea să știi ce decizii să luăm, cum să trăim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, cum să ne cercetăm. Pentru omul firesc, lucrurile Duhului sunt o nebunie. N-ai întâlnit de multe ori oameni care au venit la tine și au spus, bă, eu nu cred, nu cred. De ce? De ce nu crezi, mă? Bă, dacă eu nu văd, nu cred. Nu există. Du-te, mă. Bă, dacă eu nu am auzit cu urechile mele, dacă eu n-am primit în inima mea, dacă eu n-am experimentat, înseamnă că nu există. Du-te, mă. Mă, dacă tu n-ai experimentat, dacă tu n-ai văzut, dacă tu n-ai auzit lucrurile acestea duhovnicești, înseamnă că ești în întuneric. Înseamnă că nu ai avut parte de o revelație a Duhului. Pentru că atunci când ai parte de o revelație a Duhului, nu mai poți să fii la fel niciodată. Niciodată. Unii umblă în viață prin lumina ochilor trupești, alții prin lumina Duhului. Nimeni nu poate să-ți dea această lumină a Duhului. Nu poate veni prin nicio școală teologică sau facultate sau orice alt mijloc. Nimeni. A venit vrăjitorul Elima și-o vin la Pavel și-o spus, uite, îți dau aici cât? 10.000 de euro. Vreau și eu Duhul Sfânt. Mi se pare o nebunie, așa-i? Oricât îți dau, zice, că dacă am Duhul Sfânt, zice, atunci am putere să fac bani. De asta o dat el, a fost dispus să dai oricât. Și o să-ți pavă banii tăi să piară împreună cu tine. N-am cum să-ți dau. Tu crezi că lucrurile astea duhovnicești ale lui Dumnezeu le putem da noi oamenii? Nimeni nu poate să-ți dea această lumină a Duhului, dar doar Dumnezeu trimite Duhul Sfânt peste noi ca să ne lumineze. Punct. Tot ce putem noi să facem este să chemăm Duhul Sfânt în viața noastră. Să chem Duhul Sfânt în viața ta să te lumineze. Să te pui într-o poziție unde Duhul Sfânt poate să te lumineze. Poate poți să-L chem pe Duhul Sfânt, poate strigi către Duhul Sfânt și spui, vină în viața mea, Duhul Sfânt învață-mă, am nevoie de tine, călăuzește-mă, condu-mă, dar nu vrei să fii sau nu vrei să te pui într-o poziție unde Duhul Sfânt să te poată lumina.
Dragul meu, ai nevoie de lumina aceasta a Duhului. Doar Dumnezeu trimite Duhul să te lumineze. Ce poți tu să faci este să chem Duhul lui Dumnezeu în viața ta și să spui, am nevoie de tine. Învață-mă calea ta. Învață-mă lumina pe care să merg. Dacă nu, totul este întuneric. Un moment de lumină din Duhul te va schimba pentru totdeauna. Un moment de lumină din Duhul Sfânt, un moment în care Dumnezeu te luminează, schimbă viața pentru totdeauna și nu vei mai fi la fel niciodată, nu mai poți să fii la fel. Odată ce ai aprins lumina în cameră și ai văzut toată mizeria, poți să stingi lumina pentru totdeauna, că știi că în camera aia există mizerie. Odată ce ai prins lumina și ai văzut că în viața ta este o prăpaste sau este un pericol, păi poți să stingi lumina toată viața, că nu te vei duce înainte pentru că știi ce ai văzut. La fel este și cu lumina din Dumnezeu. Când Dumnezeu te cercetează și îți dă un moment de lumină, nu mai poți să fii la fel niciodată. Viața ta se schimbă, prioritățile tale se schimbă, valoarea pe care tu o vezi în tine se schimbă, anturajul tău se schimbă, influențele tale se schimbă, lucrurile pe care le aduci în viața ta se vor schimba. De ce? Pentru că vezi altceva. Și când vezi altceva, nu mai poți să fii la fel niciodată. Dacă cineva spune înainte o bagnotă de 100 de euro și zice, du-te, ți-am pus-o pe scaunul ăla acolo, e cam întuneric, dar du-te înainte. Și ți-o dat așa un flash de lumină și vezi că pe jos sunt numai șobolan și șerpi și șoareci și prostii. Te duci să iei 100 de euro? Eu nu mă duc, mere, vă dau vouă. Eu nu mă duc să o iau. Dar dacă nu știi ce e acolo și e întuneric, te duci și ce pățești? Ești rănit, ești mușcat, ai experiențe neplăcute, auzi tot felul de sunete care aduc frică și teamă. La fel este și cu viața noastră. Ne avântăm de multe ori pentru anumite lucruri, alergăm și nu ne uităm în întunericul din jurul nostru și spunem, lasă că o să fie bine. Și ești rănit, și ești trădat, și ești bârfit, și ești vorbit de rău, și ești furat, și ești lovit și uite așa ajungi ca să fii pus jos. De ce? Pentru că ai crezut că poți să ajungi acolo unde ai vrut, dar n-ai văzut de întunericul care exista. Un moment de lumină din Duhul îți va schimba viața pentru totdeauna. Nu mai poți să fii la fel. Nu mai poți să fiu la fel. Dragii mei, chiar dacă uneori aleg anumite lucruri și știu, bă, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu trebuia să spun asta, nu trebuia să vorbesc de omul ăla și nu trebuia să spun lucrurile astea, nu-i bine, nu-i bine, îs lucruri rele care Duhul nu mă mai lasă. Lumina asta a Duhului imediat vine la mine și spune, ceea ce ai spus a fost rău. Ceea ce ai gândit a fost rău. Felul în care te-ai comportat a fost rău. Nu a fost bine. Nu mai pot să am pace în întuneric. Nu mai pot să am pace când jignesc pe cineva. Nu mai pot să am pace când profit de cineva. Nu mai pot. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu mă luminează și spune, nu-i bine ce ai făcut. De asta viața se schimbă și nu mai poți să fii la fel niciodată. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna te duce și spune, hei, ia un moment și cercetează-te și o să trecem imediat la următorul punct. Dar un om care umblă în lumină, și vreau să vă dau astea patru cuvinte scurte, un om care umblă în lumina Duhului, vede ce este și ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Poți să vezi. Nu mai poți să te ascunzi după replica, n-am știut, n-am văzut. Ba da, un om care are lumina Duhului vede. Un om care are lumina Duhului poate face diferența între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Un om care umblă în lumina Duhului arată prin alegerile și trăirea lui ce este bine și ce nu este bine. Un om care umblă în lumina Duhului înțelege practic ce un om ar trebui și ce nu ar trebui să facă. Asta este când umbli în lumina Duhului. Lucrurile se schimbă. Lumina Duhului te schimbă pentru că te face să vezi altceva. Amin. Asigură-te că ai lumina Duhului. Uită-te la cel de lângă tine și spune, asigură-te că ai lumina Duhului. Asigură-te că ai lumina Duhului. Când Duhul te luminează, viața ta se schimbă. Viața ta se schimbă pentru totdeauna. Doar prin lumina aceasta a Duhului putem să ne cercetăm viața. O să vorbesc puțin despre a ne cerceta viața. Ce înseamnă să ne cercetăm viața? Zice acolo, cercetați ce este plăcut lui Dumnezeu. Oprește-te! Cercetând ce este plăcut lui Dumnezeu. Pur și simplu să analizezi, să iei o pauză și să spui, bă, oare îi place lui Dumnezeu? Nu-i place lui Dumnezeu? Bă, oare uită-te în viața mea, cum e? Oare cum e situația asta? Pur și simplu să
iei o situație și să o dărăbunțești așa și să privești cu atenție la detalii și la lucruri și să spui oare este bine sau nu este bine. Prin lumina Duhului noi putem să cercetăm ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Prin lumina Duhului noi putem să ne cercetăm pe noi înșine. Pentru unii mă gândeam că cea mai mare frică în lumea asta este frica de liniște. Să se oprească și să trebuiască să se gândească la viața lor. E cel mai oribil lucru pentru unii. Frica de liniște. Mă, fă liniște și oprește-te și gândește-te la viața ta. Doamne ferește, zice că mor de frică și mă tulbur și mă nervez și mă agit de numai. De ce? Pentru că li-e frică de ceea ce găsesc atunci când privesc la viața lor. Li-e frică de ceea ce întâlnesc în viața lor. Să te oprești, să privești în sufletul tău, să te oprești, să reflexi la viața ta. De asta, pentru asta ne-a dat Dumnezeu sabatul. Ziua de odihnă, zice, oprește-te. Oprește-te. Da, Doamne, dar știi câtă treabă am? Știu câtă treabă ai. Oprește-te. Cercetează-te. Îmi place David, cum spune în Psalmul 139. Și-a pățit-o David, și-a păcătuit, și-a fost un om foarte meseriaș. Dar spune în Psalmul 139, Doamne, cercetează-mă, Dumnezeule. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Du-mă, Doamne, pe calea veșniciei. Învață să te oprești. Învață să te oprești și să reflexi la viața ta prin lumina Duhului. Poate ăsta este mesajul pe care trebuie să-l auzi. Nu poți să zici că nu l-ai auzit. Învață să te oprești și să-ți analizezi viața prin lumina Duhului Sfânt. Proverbe 4:12, Solomon, un om înțelept, a spus așa: multe căi pot părea omului bune, dar la urmă duc la moarte. Dacă nu ești în stare să te oprești și să-ți analizezi viața prin lumina Duhului, o să ai parte de multe sfârșituri rele. O să ai parte de moarte, o să ai parte de răni, o să ai parte de țeape, o să ai parte de multe și multe și multe lucruri și surprize neplăcute. Pentru că Biblia ne învață să ne oprim, să ne cercetăm prin lumina Duhului și să zici, bă, aleg să mă duc în direcția asta. Aleg să fac lucrul acesta, pentru că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu foarte fain aici, în cartea 2 Împărați, capitolul 7. Biblia ne vorbește despre armata siriană care a încercuit cetatea Samariei și era încercuită cetatea de multe săptămâni și luni și era o foamete foarte mare, nu aveau depozit de alimente, era o foamete mare, nu mai aveau ce mânca și la ușa cetății, la poarta cetății erau 4 leproși și oamenii aceștia s-au dus și au spus la un moment dat, bă, nu mai avem de mâncare, hai să mergem la armata siriană, zice. Ori ne omoară, ori murim de foame, zice, și așa nu mai avem nimic ce pierde. Hai să mergem la ei, poate ne dă de mâncare și am scăpat. Și ascultați ce spune. S-au hotărât să plece, era seara în Amurg. Seara, că le-o vin foame, erau bărbați, sigur, le-o vin foame seara. Așa. Și zice, când au ajuns la marginea taberei, acești leproși au intrat într-un cort. Nu era nimeni acolo. Au intrat, au mâncat, au băut. Au luat de acolo argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. Deci ăștia au avut vreme, fiți atenți, s-au dus, le-au luat vreo jumătate de oră, poate o oră, să ajungă la tabăra sirienilor. Ba, hai să zicem o jumătate de oră. Deci au intrat într-un cort, s-au pus jos și au mâncat bine. Păi cât, că bărbații nu mâncă în 10 minute. Le-au luat cel puțin o jumătate de oră, 45 de minute. Nu erau mâncați, frate, de numai. Pe urmă s-au apucat de scotorozii, da? Să caute, au găsit argint, aur. Îți dai seama că dacă au găsit o pungă de aur, n-o pleca repede, că-s gata, l-am găsit aurul, hai să mergem. Stai că mai este. Și-o răscolit prin tot cortul, da? Și o căutat și-o luat tot aurul, tot argintul, tot ce-o găs de preț. O luat și ascultați, s-o dus și le-o ascuns. Cred că deja era 2-3 dimineața, da? Nu le-au ajuns. Apoi zice, s-au întors, au intrat într-un alt cort, au luat și de acolo lucruri și s-au dus și le-au ascuns. Deja s-au făcut 4 sau 5 dimineața. Tătă noapte, au avut de lucru leproșii. S-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva pentru ei. Versetul 9 spune, după ce s-au dus a doua oră și le-au ascuns, atunci ei și-au zis unul altuia, nu este bine ce facem.
Mă, dar de ce nu vă vin ideea asta prima dată, mă? De ce vă vin numai după ce ați cărat de două ori, două transporturi? După ce v-ați dus și ați ascuns toate lucrurile, zice, nu, nu, de ce nu vă vin prima dată, mă, când ai găsit aurul ăla, să zici, bă, nu-i bine ce facem. Trebuie să mergem să anunțăm în cetate, că ea stau acolo de frică. De fapt, ce s-a întâmplat, ca să fac povestea scurtă, armata siriană a auzit un vuiet de război și le-a fost atât de frică, s-a trezit și au fugit toți. Cum, care au apucat, nu mai apucat să-și ia nimic. Au fugit toți să-și scape viața. Și toată tabăra siriană din afara cetății a rămas goală. Dar oamenii din cetate nu știau, numai acești patru leproși. Și au mers, au cărat bine desegile cu aur și cu tot, le-au ascuns bine și după aceea s-au dus înapoi, au încărcat iară și la un moment dat, când mergeau a doua oră, a treia oră, de fapt, au zis, bă, nu-i bine. Stop. Zice, nu-i bine. Zice, nu-i bine ce facem, zice. Ziua aceasta este o zi a veștilor bune, dacă vom tăcea și vom aștepta până în zori, vom fi pedepsiți. Dacă vom tășa, zice, vom fi pedepsiți. Să mergem și să anunțăm la palat. Interesant așa, vedeți, un moment când Duhul lui Dumnezeu vine și aduce lumină și spune, hei, hei, e bine ce facem? Da, zice, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Acum am găsit un cord și cred că mai are mai multe corduri. Până dimineață golim tot, ascundem și o să fim fericiți toată viața. Leproși, da, fericiți. Cu mult aur și cu tot. Și dintr-o dată, ceva se întâmplă în mintea lor, că asta a vrut să scot în evidență. Ceva se întâmplă în gândirea lor. Apare o lumină peste ei și spune, bă, nu-i bine ce face. Bă, dar până atunci li s-a părut că a fost bine, mă. Până atunci li s-a părut absolut normal. Tu cum esteți? Beton, rachetă, totul e super, zice. Merem, Domnul ne-a dat har. Fai, zice, tu-ți dai seama, mă, ce norocoși, mă. Asta e favorul Domnului peste noi, mă. Numai peste noi, păcătoși ăștia din cetate, nimic, mă, să stea acolo în cetate, să nu primească nimic. Numai pentru noi. Și dintr-o dată, lumina lui Dumnezeu vine și gândesc diferit și văd lucrurile diferit și spune, bă, nu-i bine ce facem. Dragii mei, asta vă doresc la fiecare dintre voi, să aveți parte de lumina aceasta Duhului în fiecare zi, în care Duhul lui Dumnezeu să vină și să spună, hei, lucrul ăsta e rău. E rău, știu, Doamne, că e rău. Nu-l mai accepta, nu-l mai îngădui în viața ta, dă-l deoparte. Hei, lucrul ăsta e bun? E bun, Doamne. Băi, a fost bun, nu-i mai bun. Hai să-ți arăt eu prin lumina mea de ce este bun. Pentru că astfel va veni viața, va veni binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Dumnezeu vrea și ne întâlnim și ne rugăm, Doamne, vreau să am o viață fericită, Doamne, vreau să am o soție minunată, vreau să am un soț binecuvântat, Doamne, cu mușchi, cu bani, cu tot ce vreau. Doamne, aleluia, și Dumnezeu spune, nu pot să-ți dau, nu pot să-ți dau. Deci îl dau pe ăla cu mușchi și nu-i salvat, te omor în bătaie. Zice, dacă vom tăcea, vom fi pedepsiți. Poate astăzi e un moment pentru tine să te oprești și să te cercetezi. Să te oprești și să vezi încotro te duci prin lumina Duhului și să spui, bă, e bine că mereu matrioră. Mereu matrioră. E bine oare că mereu matrioră? E bine, hai să mereu. Mai cercetează-te odată. E bine ceea ce faci. Poate e un moment în care să te oprești și să spui, Doamne, chiar trebuie să mereu încolo, chiar trebuie să mă duc în direcția asta. Poate e un moment în care trebuie să lași lumina lui Dumnezeu, lumina Duhului să te lumineze și să-ți arate ceea ce este bine și plăcut. Îmi place cum spune David în Psalmul 86, spune, Doamne, învață-mă calea Ta și voi umbla în adevărul Tău. Mă rog asta să fie rugăciunea noastră astăzi. Doamne, învață-mă calea Ta și voi umbla în adevărul Tău. Dă-mi o inimă neîmpărțită ca să mă tem de numele Tău. Deci primul lucru, există o lumină. Ai auzit astăzi? Există o lumină, o lumină a Duhului, pe care nu are toată lumea. Unii oameni aleg să umble prin ceea ce văd cu ochii aceștia naturali. Și există oameni care umblă prin lumina Duhului, care pot să vadă mai mult. Daniel, ce-i special la tine? E Duhul. Duhul din tine e special. Duhul din tine te face să vezi diferit. Al doilea lucru, prin Duhul acela tu poți să te cercetezi, că dacă te cercetezi fără Duh, o să zici că totul e bine. Că n-ai cum să mergi pe întuneric beznă și să zici, am făcut o curățenie în cameră de n-ai văzut de alea. Păi n-am văzut de alea, sigur. N-am văzut. Că n-ai cum să vezi că e întuneric beznă, n-ai cum să faci curat. Dar când Duhul lui Dumnezeu vine și te luminează, poți să te cercetezi și poți să vezi ce e bine și ce e rău ca să faci curățenie și ordine. Și al treilea lucru foarte scurt, o să vă dau numai un exemplu. Alege ce este plăcut lui Dumnezeu.
poți să știi ce-i plăcut lui Dumnezeu și să spui, nu mulțumesc, eu am o idee mai bună, nu mulțumesc că eu am altă cale, eu am o scurtătură pe aici peste câmp la Războian, mă duc direct la gară. Avea socru o vorbă, ducă-te la gară, să te ducă trenul. Nu că eu am o altă idee, eu am, ascultă-mă, alege ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. E foarte important să spui, asta vreau pentru mine. Asta vreau pentru viața mea, nu vreau altceva. Asta vreau pentru casa mea. Ia atitudine. Alege să umbli în ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Alege. Nu este de ajuns că doar știm sau cunoaștem. Pentru că lui Dumnezeu, vedeți, îi datorăm totul. Chiar dacă uneori în nebunia noastră credem că noi suntem cineva și ceva. Dacă ai fi implicat într-un accident și te zbați între viață și moarte noaptea la ora 3 și nu este nimeni acolo și nu vine nimeni și dintr-o dată vine cineva și zice, bă, hai mă, mai să-l salvăm pe ăsta sau îl lăsăm să moară, dă-l încolo de amărât și așa nu mai trăiește. Sau vine și te salvează și te duce și tu știi, omul ăla te-a salvat, a fost singura ta șansă, te-a luat în mașina lui și te-a dus la spital și te-a salvat. Cât de plin de recunoștință trebuie să fii pentru omul ăla și să zici, bă, îți datorezi viața mea. Dacă n-ai fi fost tu, practic, eu n-aș mai fi fost astăzi aici. Sau ești bolnav și trebuie să te operezi de rinichi și mori într-o săptămână dacă nu vine nimeni să-ți doneze un rinichi. Și nu vine nimeni să-ți doneze un rinichi. Și vine unul și spune, om, ok, mă risc eu, operează-mă pe mine, scoate-mi afară un rinichi și dă-mă lui să trăiască și el. Când te faci bine și te întâlnești cu omul respectiv, cât de plin de recunoștință poți să fii? Ce poate omul ăla să-ți ceară și să nu zici, bă, las orice, pentru că mi-ai salvat viața. Pentru că tu ai făcut pentru mine ce nimeni altcineva nu a făcut. Înțelegeți voi, când te uiți prin lumina Duhului lui Dumnezeu și înțelegi că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ți-a dat viață și lui datorăm totul. Ce scuză să găsești? Apoi, Doamne, n-am avut timp. Du-te, mă, dar eu ți-am dat viața, mă. Te-am salvat, am fost singura ta șansă. Pentru că astăzi tu trăiești și te bucuri de încă o zi. Este pentru că ești bun cu tine și ți-am dat viață. Lui Dumnezeu îi datorăm totul, chiar dacă noi credem că suntem cineva. Lui Dumnezeu îi datorăm totul. Îmi place ceea ce spune despre Enoch Biblia. Sunt mai mulți Enoch în Biblie, dar unul dintre ei, Genesa, versetul 22, spune, după nașterea lui Metușelah, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. 300 de ani era mult, în vremea aia trăiau mai mult oamenii, nu mâncau atâtea euri. Versetul 24, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat. Și din nou autorul cărții Evrei vine și face o mențiune și l-aduce aminte pe Enoch și spune așa, prin credință a fost mutat Enoch ca să nu vadă moartea, au fost răpit la cer și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a mutat, căci înainte de mutarea lui a primit mărturia că îi era plăcut lui Dumnezeu. Îi era plăcut lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, îmi place de Enoch. 300 de ani, Enoch, lasă că ți ajunge, n-are rost, hai mai bine să te duc acasă, hai cu mine, că așa îmi face plăcere să povestesc cu tine și să fiu cu tine în fiecare zi. Zice, îmi face plăcere să stau de vorbă cu tine, ești plăcut înaintea mea. Nu toți oamenii sunt plăcuți lui Dumnezeu, să știți, chiar unii mântuiți, nu toți, unii sunt mântuiți, dar unii nu îi aduc plăcere lui Dumnezeu prin ceea ce trăiesc. Dar zice Dumnezeu, îmi place de Enoch, îmi place de Enoch, îmi place de Iov, zice, nu-i nimeni ca el. Plac. Oamenii ăștia, zice, își găsesc plăcerea să facă ceea ce este bine. Păi da, dar ei nu știu manevrele, nu știu combinațiile, nu știu profitul, câștigul, de-aia nu se bagă în combinații. Nu. Ci oamenii ăștia își găsesc plăcerea să facă ceea ce este bine. Îmi face plăcere să trăiesc cu ei. Umblând în lumină, noi trebuie să ne dorim să facem ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Vă încurajez în zilele acestea, în vremurile acestea, să vrei să faci ceea ce este bine. Să nu te mulțumești, lasă-mă că îs păcătos și Domnul mă iartă și Domnul mă schimbă și mă îngăduie și mă ajută și eu sunt așa cum îs, eu nu. Caută să fiu un om plăcut lui Dumnezeu. Când ți-ai pus ultima dată întrebarea, oare ceea ce fac este plăcut lui Dumnezeu? Oare sunt plăcut lui Dumnezeu prin ceea ce vorbesc, prin ceea ce gândesc? Făcând ce este plăcut lui Dumnezeu, ajungem să fim plăcuți înaintea Lui. Cum spune Dumnezeu despre Iisus în Matei 1:11, din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Închei cu aceste cuvinte.
Datoria noastră este să ne cercetăm viața. Dacă nu-ți cercetezi viața, ai 99,99999996 să ajungi în iad. Ai 99,99999 cât vrei tu șanse ca să ajungi să fii deprimat, să fii rănit, să fii trădat, dacă nu te cercetezi, dacă nu știi să te oprești și să-ți analizezi viața. Datoria noastră este să ne cercetăm viața, să ne cercetăm inima, să ne cercetăm mintea, să ne cercetăm gândurile prin lumina Duhului Sfânt, prin lumina lui Dumnezeu, și să alegem și să umblăm în ceea ce este plăcut lui Dumnezeu.